Salut prieteni și bine ați venit la un nou draft deja E un sentiment de vară totalitatea, totalitate Așa numai mai card drumar la Ultimate team Cal de rupe afară Facem din nou echipă monstruoasă Și rupe în drafturile Like acolo mă, pentru seria asta Hai să vedem ce se întâmplă Dacă vrei să cumperi coins la FC24 Pentru a lua cei mai buni jucători din Ultimate team Intră pe U7 by și folosește codul TO Pentru 6% de reducere Pe site găsiți tot ce ține de FC24 La cele mai bune prețuri Iar linkul este descriere. Iată-ne aici... Uh, încercând să facem din nou drafturile cum trebuie și uh, nu am foarte mulți coins. Dacă e ceva, mă voi muta pe alt cont pentru că l-am luat pe Marmuș și în echipă acolo pentru weekend. Dăm tare cu live-urile și încercăm să facem record cât mai bun weekendul ăsta. Poate este ceva frumos. Pele, Raul. Hai că nu începem rău. E un pele pe cam și pe St, parcă aș vrea ceva mai tare, mai mare de... Uh, Raul, Astfel îl alegem pe Pele Are pace are Technical Plus Tot ce ai vrea din partea unui jucător acolo Cu Zico, hai că e bine Sunt brazilienii base, dar brazilienii buni În față este Ham Team of the Year Icon 5 cu 5 stele Ar fi și Mbappé, dar hai să luăm legenda Până acum foarte tare atacul echipei Într-adevăr și Rivaldo este cu noi Rivaldo care are 4 cu 4 acest card Future Stars cu engine, eu zic că face treaba. Sunt cei trei brazilieni care construiesc pentru jucătoarea din Statele Unite. Full icon nu are în draft ăsta, că nu mai ai când vin. Aici se oprește. n am mai dat icon. Unul Luăm pe Rosucci, care are și a două puncte de chem, că avem deja patru legende în atacul echipei. Oh, și Cafu. Aveam și Irp Steam of the Year. Ar fi fost David Neres, bine pe freză, brazilianul de la Benfica. Cafu este clar ce trebuie pe postul de funda dreapta. Omul de la Roma, Milan. Încă un brazilian. O sumedenie de brazilieni. Și l-a aruncat și pe Zanetti, l-a dat și pe Carlos Alberto. N-aș lua Zanetti că tot Deci Carlos Alberto joacă pe CB și e tot brazilian. E o bestie Roberto Carlos, hai și el. Să vină toți. Nu, Lawrence e cea mai bună din stânga de acolo. Deci o jucătoare din Canada. Wow, Nesta și Maldini. Trebuie luat Maldini, pare rău de nestar tare cardul Mai tare Maldini Avem oficial Maldini, Carlos Alberto Cafu dreapta, era și Leviashin și of doamne de ce Nu l ai fi luat pe uh, acel uh, Zanetti, dar lasă că șoacă Maldini funda stânga, bine Leviashin atunci Maldini, Carlos Alberto, Cafu, echipă Full Falcon. Așa ceva ne mai trebuie trei icon și avem full icon. Ia și lor cum e portar, nu putem să-l băgăm parte. Ar merge. Ledezma. Da, haide mă, nu ne omoră la portar jocule. Mirocloze și Petit. Care e întrebarea cea mare? Pare mai bun Petit per total. Hai să alegem francezul. Încă doi icon și e full icon. No rating. În poartă. Hai, Casilias, ceh. Oricine. Este Dudek. Uh, mai e Donaruma aici, Zidan. Să-l iau oare pe Donaruma, să mergem cu Dudek Dudek pare bun, dar cred că e mai bun Donaruma cu Glove O să alegem Donaruma. Nu luăm ul Donaruma e în cam și cum că o italianca acolo, Rostucci, era uh, acest moment, dar un jucător și o jucătoare de actualitate. Paulo Futre joacă ST, mama, are dribling bun de tot, ca ma CDM, de men are. În regulă, Paulo Futre O rezervă excelentă pentru echipa noastră Raul Încă un icon Wow 100% Raul Dar putem să jucăm în alt fel? Nu cred Dar doar, are doar CM Zico Are Cam această jucătoare, Ham Și pare peste Rivaldo Ham pare tare Raul ar cam trebui să joace Are foarte mult finishing 5 cu 5 stele nu știu unde să mai pun Că a dat năvală peste noi Acest draft Sunt uh, 10 ai că încă unul Și avem 11 legende Uite-l, Paul Scholes Care joacă CM sau cam Aoleo. Și Nedved Păi în contextul ăsta Mai degrabă îl aleg pe Nedved Astfel, iată, 11 icon într-un draft istoric s-ar putea să facem record de legende în această echipă. Da, Gheioro are CDM rupe cu petit, așa da. Gheioro, nu știam că a primit uh, card uh, Football Day. Wow! Și uitați-vă ce înseamnă maestră pentru ambii. Și pentru ea și pentru petit. Fix la passing, la dribbling. Uh, 98 dribbling, 99 stamina. 5 stele skill moves cu hai. Uh, Și-l avem și pe Donnarumma tot de la PSG. Foarte frumoasă echipă. Nu știu dacă ne mai pot surprinde cu ceva cei de la ei. 90 de rating s-ar putea păstra. Avem doi jucători aici 88, 90. Clar banca e foarte sus. Deci 125. Dacă nu are loc vreo mare surpriză, care nu cred că va avea loc, de unde să mai scoate jucători, că am prins toți jucătorii posibili. Uite, Andrich, Mictarian, Chiesa, Uh, și cu băiatul ăsta care are poza într-o parte S-a și poza la cât de nebun draftul Alegem uh, Chiesa Dar deja Alvarez e o rezervă de atac Futre, Nedved În apărare Suntem foarte bine Suntem bazați Dina Ăștia suntem Un hiper draft Superb Nu știu dacă am făcut draft cu atâția iconi, Am mai avut draft cu foarte mulți icăni Dar chiar 11 Pe de altă parte Iată situația asta în care nu avem Ba da, 92 rating la limită S-a întâmplat Luăm antrenorul, nu știu dacă se joace Raul sau Rivaldo Nu sunt hotărât deloc Antrenorul acest argentinian Pare un băiat de treabă Pare că se va înțelege cu jucătorii pe care are la dispoziție 125 bestială echipă Da, Rivaldo se iasă N-am ce să fac Rivaldo, îmi pare rău Raul atacant, e atacantul promis Foarte bun atacant central și rămâne Han Bandă Să alerge pe acolo să facă treabă 5 cu 5 pentru toată lumea Mai puțin Pele care are 4 Wickford Rezerve Futre, Rivaldo, Nedved, Berardi Bubuială, 5 oameni de atac Primul meci cu echipa legendelor de la draft În echipa adversă era aia Gold Apărare Full Icon Ronaldo, team of the year Cristiano Și am schimbat și echipa Betere True final O notă mai fresh lui Inter Miami Este totuși Raia de 80 Ar putea fi ușor de învins acest portar Bun asta Raul Zico E Ioro Pele Hai mă Iashin, Foarte bun în defensivă Sunt foarte mulți și acolo Ioro Bine Asta zic Ham Continuă Ham La colțul scurt Trage Ham Nu praznic Și este gol 1 la 0 Marcăm până la urmă, dominăm. Trebuia să vină golul. Bine. Pele. O, oh, din corp i-a rupt Pele! Fetele, din corp, stuga, dreapta. Nu era clar în ce direcție se va duce. Până la urmă trece și este 2-0. Am. Bun. Iau de cine a urcat. Carlos Alberto. Trea și el în atac. Brazilianul. Continuă. Brazilianul! aproape să fie gol. Îmi scria fudașul nostru central. A fost atât de aproape să marcheze. Genial. Mamă, ce așează mingea cu Pires pentru Ferenc Pușcaș. E pușcaș de 96. Abia aștept să-l prind și eu la un draft pe acest jucător. Da, deși era Maldini acolo, n-am avut nicio șansă să oprim atacul. Nu, no, pușca șutează Puțin spațiu să-i lași și ți dă gol E ca la Craif, același lucru A dat pe șut și a băgat direct în part Frumos, Raul, hai, hai, hai Zico Încă una la Pele Pele, superb însă Viașin, chiar e al doilea portar A stat acolo ca un portar veritabil Bun asta, Fix la ham, era liber ham Nu știu unde erau fundașii Am văzut acel culoar și am acționat Înscrie pentru 3 la 2 din nou în Un avantaj într-un final Bun mă Raul Ha Raulule Du-te Raul până de la albe Ha Raul Apără Raia Cum l-a mutat pe Raia n-am înțeles nimic Nu mai așteptam totuși să-l mute Uite un minge lung Și a mers mingea lungă Uai, bară, ce înseamnă asta? A dat minge lungă, lungă și padoa și a funcționat Reul pentru Maldini, Paolo Maldini vrea și el o bucată Maldini, bine Hai că e gata, câștigăm acest meci la un gol diferență Un oponent care s-a ținut foarte bine, e bine că trece mai departe Meciul 2, deși avem 11 că ne- am tremurat puțin Desa cu Campbell, cu De Ramos Pare 6 fundași, Jacă, 6-4 Raul, excelent. Ham. Haide, Ham. Ham! Trebuie să dea gol de acolo, Ham. Nu cred. Se duce Ham. Ham în viteză. E foarte rapid. O rupe Cafu. Totuși, Ham continuă. Nu se dă bătută, Ham. Spiritului lui Ham s-a luptat Cafu până în ultima clipă. Centrare. Raul, doamne, ce foarfecă, prea pe pied superb, nu-mi dau seama cum de n-a dat pe poartă. Bună Ham aici, forță, haide, golul lui Ham, extraordinară cursă, mamă cum s-a dus, părea clar că va da gol, acum s-a dus acolo după ce a preluat mingea, n-au avut cum să o oprească, 1-0, Bun tot cu Ham. E spațiu mare acolo pe partea lui Ham. Raul este, mă, gol! 2-0, foarte bine Raul cu stângul. 2-0, a fost repriza noastră clar. Raul de acolo, bară! Haide Ham cu capul. Ce lovitură slabă de cap. Wow, foarte bun finez Raul are talent de fines, se simte Messi. Da, e gol Messi. În cele din urmă am primit 2 la 1. N-am reușit să dăm golul 3. E o mare problemă. Da, se termină 2 la 1. <laughs> N-am mai făcut nimic în ultimele minute. Din nou meci strâns. E ziua meciurilor la limită. Mergem înainte. De sacudia și defensivă 4-2-2-2 Și culmea această echipă nu pare amenințătoare Mereu când e așa, joacă foarte bine adversar Deci trebuie să rămânem alerți Că mereu sunt probleme când nu pare cine știe ce echipa adversă. Bravo, Zico! Ce pasă dă către pele! Foarte tare! Cu roll-ul ne-am creat culoarul ăla perfect și deschidem scorul foarte repede acum. Raul! ai mă, da! Am mutat portarul, am dat mai mult pe centrul porții. Undeva sus totuși. E bine că a mutat portarul pentru că iată, facem 2 la 0 În sfert de oră Și dacă mai dăm una s-ar putea să iasă acest adversar Poate chiar e un meci ușor în cele din urmă Raul, frumos, combinații bune Pele continuă Ham în care hai de ham dă la scurt Am lungit-o prea mult Da mă, Goldes, nu mă așteptam A dat la nimereală, garantez eu Dar, în momentul 45 de ăsta e un des, bun la cap Astfel, iată, e un gol diferența la pauză. Bun asta, Zico, iar Zico și Pele, făcând show, nu putem da golul 3. Zico și Pele, mereu plasați frumos. Wow, ce gol, 2 la 2. Iată, ne pentru că n-am putut marca golul 3 de atâtea minute. Tenia Rea lovit. Hai băieți, Zico, te rog, stop. Asta e. Zico. Zico, la colțul scurt, a da domnul. Este gol, 3 la 2. Până la urmă, învingem și noi portarul, trecem de fundașii și adverși. Mamă, de câte minute n-am înscris. Bună pas, da, mă, da. E gata, mă. Nu există așa ceva. Doi gol pe Petit n-a tras la poartă. Ce face? Petit spre Raul. Doamne. Am. Bine, Te rog, am. Gol, mă! Da! Finala! Mergem în finală. Doamne, în sfârșit, stăm și noi mai relaxați. Sper, în ultimele minute. Peleu. Bravo, Pel. Pele la bătaie. Minge așezată. Tot către Pele. Ham! Ha, din foarfecă! Ia, rup! Ce lovitură! Final de meci! Ajungem în finală! Finala e cu un mare fan, Marsei! Jucă și pe stadionul lui OM! Rupere! Ia uite, o apărare bună! Raul, Mbappé, frumoasă echipă în 4-3-3! Chitul de Crăciun! Nu cred așa ceva! Pele! Te rog, Pele! Gol, mă, Pele! Da, deschide scorul finală! Poate este draftul nostru. Haide cu patru victorii. Raul. Trecerea lui Raul. Cum o înfige Raul. Doamne, e gata oare la 2 la 0? Da, mă, da. Patru victorii din patru cu echipa cu 11 legende. Și ultimul gol de finețe așa cu Raul. Pe care l-am preferat atacant central și bine am făcut. Iată-ne aici la patru victorii. Și primim Dorer Gold pe cu primim Gold Pack. Gold pack. În momentan, dar inform și carduri Gold în pachete. Dar ar fi tare să prindem un card cu rating mai mare. Ar fi obiectivul. Avem francez, Ren, nimic. Dar e pachetul mai slab. Și dăm cu Excel. În rest, doar ai temerare. haide -mă. Sunt și jucători. Spania. Right winger. PSG Marco Asensio oh, Un shadow Hai că mergi Păstrăm shadow, îl păstrăm pe Asensio Se iese pe minus 100% Draftul ăsta nu e profitabil, nu cred Doar poate să dea ceva acum Nu, no, Statele Unite Băi, mi-a plăcut mult echipa Am jucat frumos, sunt în 4-2-3-1 Încă este un sistem foarte solid am fost foarte bun în defensivă, portarul și-a făcut meseria, forță rău de tot. Dacă v-a plăcut acest video, like acolo, cam atât de această dată. Pa, pa!